Bună dimineața, urșilor! Astăzi filmăm încă o zi la menținere după ce am slăbit 50 de kilograme. Dacă n-ați văzut clipurile din singura transformare live și documentată din lume, clipuri în fiecare săptămână în care vă arăt tot ce mănânc și vă arăt o grămadă de sfaturi și antrenamente, trebuie neapărat să intrați în seria Autoslăbește pentru că am acolo toate clipurile frumos aranjate și veți vedea ceva extraordinar, veți învăța foarte multe lucruri și vă veți motiva să slăbiți și voi 50 de kilograme. O să vă iau cu mine toată ziua și o să vă arăt toate mesele pe care le am. Haideți să vedem ce prostii mai mănânc și astăzi, dar mai întâi haideți să vă arăt cu ce îmi încep eu ziua. Avem aici o cafeluță naturală Jacobs pe care am îndulcit-o cu două lingurițe de miere de rapiță din aceasta premium. Este o miere foarte, foarte bună, extraordinară, nu schimbă gustul cafelei. Eu în fiecare dimineață beau o cafea și o îndulcesc cu două lingurițe de miere de rapiță. Și după cum puteți vedea, borcanul ăsta aproape s-a terminat. Va trebui să mă duc jos în depozit să-mi iau altul. Iar aici lângă avem păstură, pâinea albinelor. Este un polen fermentat în stup, pe cale naturală, la care albinuța mai adaugă niște enzime. Este foarte bună, are peste 40% proteină, de cea mai bună calitate, conține toți cei 9 aminoacizi și este extraordinar pentru ficat, pentru stomac. Uitați cum atât mi-am pus, o linguriță aproximativ. Vă recomand tuturor să încercați să consumați și voi produse apicole pentru că sunt foarte bune și vă ajută să fiți sănătoși și puternici ca niște urși, exact ca și mine. Ia uitați ce mi-am pregătit aici pentru micul dejun, urșilor. Mi-am făcut două sandvișuri la Sandwich Maker pentru că îmi plac foarte mult și îmi fac aproape în fiecare zi pentru că de câteva zile mi-am găsit Sandwich Maker-ul. Anul trecut când mi-am renovat apartamentul la Vâlcea, am adus toate chestiile aici la Băbeni și acum mi-am regăsit Sandwich Maker-ul și l-am spălat frumos și îl folosesc aproape în fiecare zi pentru că ies niște sandvișuri extraordinare. Am găsit la Carrefour și sos din ăsta de usturoi de la Olimpia, mi-a scris cineva în mesaje, în comentarii mai de mult și vreau să vă spun că este extraordinar, este foarte, foarte bun, este cel mai bun sos de usturoi, are o aromă de usturoi intensă, este extraordinar. Lângă am pus și niște ketchup picant de la Tommy, am folosit 4 feluțe de pâine, 2 feluțe de cașcaval, 2 feluțe de cașcaval afumat și 100 de grame de mușchi. Vă urez poftă bună tuturor! A făcut buba fetița mea, ia uitați, a dat mașina peste ea și are piciorul ăsta rupt în 3-4 locuri. Piciorul stâng l-a dezlocat de aici din șold. E dezlocat de aici, dar rest nu e rupt. Dar piciorul ăsta drept e terminat, e flencă, ne vai de capul ei, ia uitați aici. Și mai are pe aici o bubiță, nu se vede. Mi s-a deschis aici un pic piciorul. Ia să vedem. Ia uitați. Mi s-a deschis aici piciorul, un pic. La genunchi, are genunchiul rupt, piciorul și aici fracturat, și aici sus, are fractură în 3-4 locuri, săraca. Maiule, să nu mai pleci, fată, niciodată. Hai că o să te operăm și o să te faci bine, să vezi. A venit cineva aseară la noi și a deschis poarta și a fugit pe lângă ea. Și a plecat și cu rostul, a plecat pe la 9 seara, rostul s-a întors pe la 11. Singur, am fost să o caut cu mașina, nu am găsit-o. Toată noaptea am căutat-o. A fost tata de dimineață și au spus niște oameni că e în șanț. Era într-un șanț de 1 metru, 1,5 metri, că ăștia sapă să facă șanțurile. Și a găsit-o acolo în șanț, cu picioarele rupte. Of, ce rău îmi pare. Am scos-o afară pentru că vrea afară, nu știu, să tăra către ușa. Cred că vrea la toaletă. Ea e simțită, nu face înăuntru. Sau pur și simplu vrea afară, nu știu, aude muzica de la vecini pentru că au nuntă. Of, ce rău îmi pare, fetițo, ce rău îmi pare de tine. Hai că te faci bine. O să te faci bine, o să vezi. O să vezi că te faci bine. Vrea să se ridice, să facă pișu. Nu face din șezut, nu face de pe jos. Uitați-vă la ea, Doamne, ce rău îmi pare. Ce se chinuie. Of, of, of. Ia uitați cât apă bea. Mamă, de cât timp bea apă. Am intrat un pic în casă și am văzut că vrea să se ridice. Ia uitați-o. Uitați-vă cum se chinuie. Doamne, 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 doamne. Nu poate să se ridice, mă, fraților. Doamne, ce rău îmi pare, uitați-vă. Mai uitați-vă cum se chinuie. Uitați cum are picioarele rupte. Doamne, doamne, doamne. Dar și dacă o țin eu de picioare, nu face. Ia uitați, uitați cum și-a mutat centrul de greutate pe picioarele din față.
Ah, nu se vede. S-a pus în poziție să facă pișul. A reușit, hai că după aia o bagă înapoi în casă. Haideți să vedeți cum stă. Ia uitați. Și-a mutat centrul de greutate pe picioarele din față. Gata, Maia, gata. Gata, fetița. Gata, stai jos. Bravo, bine că ai făcut pișul. Nu poate să stea singură. Ei mei sunt plecați, sunt singur. O să mă săpap și eu ceva, fetiță, că vin la tine, da? Hai, pune-te aici. Vrei să te iau în casă? Hai, că te iau în casă. Hai, că ai făcut pișul, acum stai în casă, da? Pentru a doua masă pe ziua de astăzi avem o tocăniță. Ia uitați, a făcut șeful bucătar o tocăniță proaspătă. Mi-am pus și eu 3 bucăți de pui. Avem 3 copănele de pui aici. Ia uitați, 1, 2 și 3. Este foarte bună angustată, este extraordinară, cu multă ceapă, cu multe legume. O să mănânc cu 3 felețe de pâine neagră de la Velpitar și aici avem 2 castraveți acri. Vă urez poftă bună tuturor și ne vedem mai încolo. Am băgat-o aici în casă acum, s-a mai liniștit, a dormit un pic, am stat cu ea, pentru că nu-mi place să stea singură, v-am zis. Și au adus aia mie de la nuntă niște chestii din carne, din piept de pui. Ia uitați cum arată. I-am dat una și a blocat foarte mult. Vreți să vedeți ce mult îi place. Ce papă, fetița mea. Ce papă, ia. Uitați ce îi place. Așa, fetiță, papă. M-a slăbit rău de tot, i s-o coastră, mă, fraților, trebuie să-i dau ceva să mănânce. Nu pot să-i dau numai iaurt, mi-e milă de ea. Dar nici prea mult nu o să-i dau, pentru că nu e bine. Nu e bine că după aia nu poate să facă treaba mare. Cum stă ea să facă, dacă nu poate să stea pe picioarele din spate, vă dați seama. Te dă din coadă. Mă bucur foarte mult că nu are coloana ruptă. Dacă o avea ruptă, vă dați seama că nu mai putea să-și miște nimic din spate. Nici coada, nimic. Bravo, fetiță, bravo. Bravo, Maia, bravo. Bravo, hai că te faci bine, o să vezi. Te facem bine, fetiță. Am și astăzi de dus 2 comenzi urșilor. Mergem la Vâlcea să ducem comenzile la clienții mei acasă. Ia uitați, avem aici o grămadă de siropuri de cătină cu miere. Foarte, foarte bune. Produse premium. Și aici a vrut cineva o ramă întreagă de miere. Uitați cât de bine arată. Este căpăcită, este ștanțată cu miere TVO. Este foarte bună mierea asta și foarte bun fagurile să-l mestecați. Este extraordinar pentru dantură, pentru stomac, pentru o grămadă de afecțiuni. La fel și siropul de cătină. Dacă vreți și voi să comandați și nu sunteți de Râmnicu cu Vâlcea, puteți face o comandă pe site-ul nostru www.mieretvo.ro și comanda va ajunge la dumneavoastră acasă în 48 de ore prin fan curier. Iar dacă sunteți de Râmnicu cu Vâlcea sau Băbeni, vă duc eu comanda acasă să economisim niște bani la transport. O zi bună! Am luat niște înghețate de la Lidl și vreau să le încerc, dar nu știu pe care să o aleg. Am poftă să mănânc o înghețată și am luat aici tot felul de sortimente, ia uitați. Sunt foarte bune înghețatele astea și foarte ieftine. E timpul pentru o gustare urșilor și mi-am luat o înghețată din asta cu căpșuni, pentru că n-am mai mâncat niciodată și sunt foarte curios să văd cum e. Am gustat-o, este foarte bună, e cu frișcă. Bine, mie îmi place mai mult ciocolata, dar e foarte bună și asta, e răcoritoare. Are un gust fresh datorită gemului ăsta de căpșuni. Chiar merită înghețatele astea de la Lidl. Știți că am mai făcut eu un clip în care am mâncat cele mai scumpe înghețate. Într-adevăr, și acelea sunt foarte bune, însă sunt mult mai scumpe. Înghețatele astea de la Lidl sunt 10 lei 6 bucăți, deci un preț foarte, foarte bun și o calitate foarte bună pentru prețul acesta. Un raport preț-calitate extraordinar. S-a făcut ora 8:30 și avem aici un pește din Finlanda, cică, somon. L-a făcut șeful bucătar la tavă. Haideți să vedem cum este. Mi-am pus bucata asta mare, cred că are 300 de grame, e imensă. Și acum să-i punem lămâie peste. Multă lămâie. Și să vedem cum e. Eu nu prea mănânc așa des pește, știți? Dar ăsta trebuie să fie bun. Arată foarte bine. Somonul are foarte multe grăsimi bune, bogate în omega 3, da? Grăsimi sănătoase. Ia să vedem cum e. Mm-hmm. Da, e super, nu e așa puturos. Mie de-aia nu prea îmi place peștele. Dar ăsta, care nu pute așa pește, și ăsta chiar nu are miros din ăla nașpa de pește. Da, este foarte bun peștele ăsta, este foarte bogat în proteină, este foarte bogat și în grăsimi sănătoase și stă foarte bine la calorii. O să mănânc bucata asta fără pâine și ne vedem la următoarea masă. Vă urez poftă bună! Cum e fată în casă? Cum e în casă? E bine? Ce te linge aici?
Seringe la bubă. E ce-i place pe piept sau lângă. Nu-i place să stea singură. Ha, liniștește-te, fetiță. Și după masă, urșilor, ne-am luat aici pepene pentru că este foarte important să mâncăm fructe. Pepenele are foarte puține calorii, avem aici un kilogram și avem decât 300 de calorii. S-a făcut ora 1:30 și este timpul pentru ultima masă pe ziua de astăzi. Avem aici 4 sarmale cu niște varză, avem și 3 feluțe de pâine, din asta toast de la Lidl. O să punem și niște ardei iute și cu masa asta încheiem și ziua de astăzi de menținere și ne uităm la dezastre în aer. Vă urez poftă bună tuturor și somn ușor!